Dragilor, astăzi suntem în a 8-a zi de Vlogmas, dacă nu mă înșel, și tocmai mi-a sosit cadoul de Moș Nicolae. V-am povestit în Vlogmasul anterior ce i-am luat eu lui Paul și am pregătit cadoul împreună, l-am împachetat și l-am oferit atunci, iar chiar astăzi mi-a sosit mie cadoul meu, așa că haideți să vă arăt despre ce este vorba, și anume o comandă dată pe Sephora. Bine, înțeles! Vă spuneam și în vlogmasul trecut că m-a întrebat Paul ce-mi doresc eu de Moș Nicolae, ce am eu pe wishlist, și m-am gândit instant la o paletă de farduri, pentru că aparent încă nu mi-a trecut obsesia mea pentru farduri. După cum bine știți, am o colecție destul de măricică de palete, dar anul acesta am fost foarte, foarte cumințică și nu mi-am cumpărat nicio paletă din aceasta așa mai mare, așa că, iată, mi-a adus Moș Nicolae pe cea din acest an. Și este vorba despre aceasta. Da, iar înainte de a o desface, o să vin cu o justificare la voi. Este întâi de toate paleta Glam de la Natasha Denona, în cazul în care nu o recunoașteți așa după denumire. Este o paletă pe care eu la un moment dat am inclus-o într-un anti-haul, când eram într-o perioadă în care nu prea foloseam eu farduri regi sau nu mi s-a părut mie atrăgătoare această paletă. Dar am analizat-o mai bine, am văzut-o în realitate, am văzut mai bine niște clipuri cu ea și între timp mi s-a mai schimbat gusturile, cam aici s-a petrecut switch-ul, să zic așa, pentru că am început să folosesc din ce în ce mai mult farduri reci, neutre, în continuare iubesc și fardurile calde, adică acolo este inima mea, dar am început să le port pe acestea și destul de des, iar în colecția mea, să știți că nu prea se găsesc foarte multe nuanțe din acestea, mai ales reci, neutre mai găsim, dar reci nu prea. Și cum știam că Natasha Denona oferă o calitate superbă a fardurilor, am zis ok, vreau paleta Glam de la Natasha, așa că iată, o am aici în mână. Iar aceasta este paleta propriu zisă, sper să nu vorbesc cu ring light-ul meu, iar acum o să vă arăt mult mai bine. Cam așa arată, aici vine cu oglindă, dar are țipla lipită, și cam așa arată nuanțele din apropiere. Eu zic că se văd destul de bine, avem în această paletă, așa cum v-am spus, predominant nuanțe din acestea neutre, reci, destul de mult se duce spre o paletă din aceasta cu nuanțe mai reci, dar așa cum v-am zis, eu sunt tare încântată și de-abia o așteptam. După cum puteți observa, paleta conține atât nuanțe mate cât și nuanțe sidefate. Într-adevăr, nuanțele mate sunt mult, mult mai puține. Și avem așa, dintre toate cele 15 farduri, acestea 3 sunt mate și de asemenea acestea 3 de aici din colț. În rest, avem sidef peste sidef, nuanțe din acestea mai spre argintiu, spre auriu, ceva un maro cu subton rece și câteva nuanțe interesante de roz. Iar acum că vă arăt așa, intactă, neatinsă, nesuaciuită, efectiv nu i-am făcut nimic, doar din momentul în care am desfăcut coletul acesta, doar am desfăcut-o așa un pic și m-am uitat la ea și am admirat textura aceasta de farduri. Așa că haideți acum să îi facem și swatch-uri, pentru că sunt și eu foarte curioasă și cred că o să le fac pe mână aici. Am fost întreruptă de curier, trebuia să trimit un pachet, dar revenind la paleta noastră, ziceam că o să-i facem swatch-uri la toate nuanțele, așa că haideți să începem. Și apropo de nuanțe, nu cred că am zis, dar ele sunt denumite în funcție de locul unde ai putea să le pui pe ploape, deci practic ar fi o idee foarte bună și o paletă foarte bună, mai ales pentru începători, pentru că dacă vezi atâtea nuanțe și nu știi ce să faci cu ele, te ajută direct paleta, deoarece au aceste denumiri și îți explică exact, v-am zis, unde să le poziționezi, dar eu nu o să țin neapărat cont de ele. Haide să vedem întâi de toate nuanța aceasta. Oh, wow! O să dau luminozitatea mai mică imediat. M-am apucat acum să le fac și nu știu cât de bine se va vedea la voi. Ok, dragilor, deci cam așa arată swatch-urile. Sper să reușesc să vi le arăt cât de cât.
Nu știu de ce le-am făcut pe partea aceasta a brațului. Probabil mi s-a părut mie o zonă mai mare unde se fac swatch-uri, dar cam așa arată. Sunt foarte, foarte impresionată de cremozitatea acestor farduri. Nu sunt deloc prăfoase, sunt așa untoase, pot să zic, mai ales fardurile mate sunt wow. Și, bineînțeles, sunt impresionată și de SIDF-ul acesta frumos pe care îl au fardurile acestea SIDF-ate, metalice. Iar asta doar așa din cât se vede în swatch-uri, dar dacă le aplici pe ploape într-o anumită tehnică, cu siguranță poți să scoți și mai mult SIDF sau, mă rog, o intensitate mult mai mare. Deci cam atât cu swatch-urile mele, mă apuc acum să le șterg și să ne machiem un pic cu această paletă ca să vedem cum se comportă și pe ploape. Am dat zoom ca să vedeți mai bine ce se va petrece aici și am aplicat deja baza pentru farduri, am folosit-o pe aceasta de la MAC și am setat-o cu puțină pudră ca să alunece fardurile foarte bine, așa cum fac de fiecare dată. Și am uitat un amănunt, să deslipim împreună folia aceasta de protecție de pe oglindă. Haideți că am reușit să o apuc. Satisfăcător! Iar acum haideți să ne apucăm de treabă, iar prima nuanță pe care o să o pun va fi aceasta, pe care o voi pune în pliu, chiar așa cum îi spune și denumirea. Iau o pensulă și mai stufoasă și o să merg cu nuanța aceasta de tranziție, care este practic cea mai deschisă nuanță din paletă și este și mată, și o să blenduiesc marginile de la prima nuanță pe care am pus-o. Ce frumos se combină între ele! Chiar sunt făcute, menite să fie folosite împreună. Mai departe, o să merg cu nuanța aceasta care se numește Smoke. O să merg cu ea în colțul exterior și apoi mă duc ușor spre pliu. Și cu o pensulă plată pe care am și umezit-o, o să iau nuanța aceasta de aici, se numește Center Eyelid, adică practic este destinată pentru a fi pusă pe ploapa mobilă, așa că am de gând să o pun și eu acolo pentru că sunt curioasă să văd cum arată și, după cum am zis, cu pensula umedă. Să încerc să aplic fardul acesta și cu degetele, pentru că sunt curioasă să văd dacă va crește intensitatea fardului pe ploape. Așa pare. Deci mai degrabă merge aplicat fardul SIDF-at direct cu degetul și cred că s-ar fi văzut și mai intens pe o pastă din aceea lipicioasă. Sau cred că data viitoare o să încerc să umezesc pensula cu Fix Plus de la MAC, pentru că de data aceasta am folosit un spray normal de fixare a machiajului. Și o să blenduiesc puțin marginile și o să difuzez, o să amestec aceste culori între ele, iar la celălalt ochi o să fac același lucru. Iar pentru ploapa de jos o să vin cu o pensulă puțin mai stufoasă și cu prima nuanță pe care am aplicat-o, aceasta care se numește Cris, nuanța aceea mată pe care noi am pus-o în pliu, și o să o pun pe toată ploapa, efectiv o difuzez. Iar cu nuanța aceasta Lash Line, care este practic un negru mat, dar nu chiar negru, undeva așa bate spre gri, o să merg la baza genelor ca să le fac să pară mai dese și să dau intensitate machiajului. Iar pentru colțul intern și sub sprânceană o să merg cu nuanța aceasta care se numește Inner Corner și cu această pensulă mică pe care o să o umezesc înainte. Iar acum o să vin cu rimel pe genele de sus și pe cele de jos și o să-l folosesc pe acesta de la Oriflame din gama The One. Mă dau cu el și revin cu rezultatul final și vă zic așa și câteva prime impresii. Cam așa a ieșit machiajul, am zis să schimb unghiul acesta de filmare pentru că nu știu cât de bine s-a văzut ce am făcut aici, deoarece bineînțeles că acum s-a întunecat până am terminat eu și deja lumina s-a mai schimbat între timp, dar sper că reușiți să vedeți.
cam așa a ieșit. Pot să zic că nimic special, pentru că în mare parte paleta aceasta, cel puțin din punctul meu de vedere, este o paletă destul de basic pentru a fi folosită la un machiaj de zi, dar poți să faci cu ea și machiaje mai intense de seară, de ocazii. Este chiar o paletă ideală pentru începători sau, cum este în cazul meu, dacă îți lipseau nuanțe mai reci și voiai o calitate mai bună. Apropo, legat de calitate, sunt impresionată de fardurile mate pentru că sunt foarte cremoase, untoase, așa cum am spus, și se amestecă foarte, foarte ușor între ele. Deci uitați-vă și voi, nici nu vă dați seama cât de bine s-au blenduit și câte nuanțe am pus eu acolo, atât de frumos s-au estompat. Deci de acestea m-am îndrăgostit imediat. În ceea ce privește fardul acesta sidefat pe care l-am pus pe plapa mobilă, cred că, așa cum am spus, o să-i dau o altă șansă și o să-l folosesc într-un alt mod de aplicare, ori cu o bază foarte lipicioasă sub el, ori cu alt spray de fixare cu care să umezesc pensula, pentru că în acest moment, da, este o nuanță sidefată, dar voiam ceva mai mult, mult mai mult, iar nuanța din colțul intern și aceeași pe care am pus-o și sub sprânceană, dar sub sprânceană am mai pus doar ce a mai rămas pe pensulă, îmi place mai mult cum se vede, adică îmi place mai mult intensitatea aceasta la o nuanță sidefată și cred că am obținut în felul acesta pentru că am udat mult mai mult pensula aceea mică decât am făcut cu pensula cu care am aplicat fardul de pe plapa mobilă, așa că de aceea zic îi mai dau o șansă. Acesta îmi place cum se vede, adică este destul de intens și reflectă foarte frumos. Per total, machiajul acesta pe care l-am făcut eu aici pentru început arată destul de natural, adică eu l-aș purta sincer în viața de zi cu zi fără discuții, dar sunt curioasă să o încerc, bineînțeles, și cu alte nuanțe. La paletă mă refer, că sunt curioasă să încerc și alte nuanțe din ea și mai ales nuanțele mai închise, să văd ce machiaje de seară aș putea să obțin din ea, pentru că v-am zis, mi se pare o paletă basic. Dar da, pentru început îmi place, mă bucur că am ales să o primesc cadou de Moș Nicolae și o să mai folosim în continuare pentru că vreau să scot tot ce e mai bun din ea, cam asta este ideea. Iar acum, dragii mei, s-a făcut târziu, nu este seară propriu zis, doar că a început să se întunece, evident. O să fac și eu o listă de cumpărături și o să-l sun pe Paul pentru că aș vrea să mergem să facem cumpărăturile alimentare. Cred că nu l-am mai făcut de o săptămână și ceva, ceva de genul. Și trebuie să luăm diverse ingrediente și să mă gândesc cam ce vreau să gătesc pentru următoarea săptămână. Așa că îl sun pe Paul, vedem dacă mergem sau nu și vă țin la curent. Și dacă este când mă întorc acasă, bineînțeles, o să avem hol cu chestii alimentare. Așa că fiți pe fază. Ne-am întors de la cumpărături, am fost în Lidl și în Auchan, iar în momentul de față vedeți doar cumpărăturile de la Lidl întâi de toate, după ce terminăm cu acestea o să vi le arăt și pe cele de la Auchan. Așa că haideți să începem ca de fiecare dată din partea stângă și bineînțeles, așa cum v-am mai zis, dacă tot este decembrie și se apropie sărbătorile de iarnă, dacă nu mâncăm acum clementine sau, mă rog, mandarine și portocale, atunci când? Așadar, am cumpărat clementine, avem aici cam 1,5 kg și am găsit în Lidl kilogramul la 7 lei. Am mai luat înainte de la ei și mi se par foarte bune și nu sunt din acelea super coapte, cum v-am zis că mie nu-mi plac, sunt efectiv perfecte, așa că de aceea am decis să-l luăm de la ei. Deci 7 lei kilogramul. De asemenea, am luat și o plasă de portocale, pentru că îmi plac foarte mult și portocalele. Pe aceasta am găsit-o la 6 lei 50 și are 2 kg. Am luat și o pungă de mere roșii, după cum se poate observa, tot așa de 2 kg și tot în jur de 7 lei a fost și ea. Am mai cumpărat-o înainte, din câte mi-amintesc, și erau foarte bune aceste mere, așa mai crocante, pot să zic, și nu foarte, foarte dulci, deci perfecte. Am luat niște legume pentru ciorbiță, o să facem mâine, probabil, o ciorbă de legume. Am luat 3 bucăți din acestea de morcov, kilogramul la ei este în jur de 2,50 lei. Am luat un dovlecel, kilogramul cred că a fost în jur de 6 lei, și un ardei din acesta roșu și kilogramul este
9,50 lei. Eu am luat strict cât îmi trebuie pentru ciorbă, în afară de morcov, pentru că morcov pun în fiecare mâncare, și am mai luat niște mărar din acesta uscat, pentru că mai rar găsesc un mărar proaspăt care să și arate bine, așa că prefer să am tot tipul în casă și un mărar din acesta uscat, și este în jur de 1 leu pliculețul acesta la ei. Mi-am recumpărat laptele vegetal, dar de data aceasta am mers doar pe varianta aceasta de ovăz fără zahăr adăugat, pentru că mi se pare cea mai ok la gust în combinație cu înlocuitorul meu de masă, deoarece de aceea cumpăr lapte vegetal. Este perfect și pentru zilele de post, iar o cutie din aceasta de 1 litru, dacă nu mă înșel, da, 1 litru, costă 5,80 lei la Lidl, și am renunțat la varianta aceea cu soia pentru că nu-mi plăcea efectiv consistența, nu știu, avea așa o textură, parcă era nisipoasă, nu știu, nu mi-a plăcut, așa că am rămas doar la aceasta de ovăz. Iar pentru cafea, și în cazul în care mă gândesc să mai fac vreo rețetă ceva, am mai cumpărat și laptele acesta, clasic, cel pe care îl iau eu de obicei, cu 1,5% grăsime. Avem aici 1,5 litri și este acum la 8 lei. Am luat și creveți, iar pachetelul acesta îl găsiți acum la 22 de lei și m-am gândit să iau ca să iau un congelator când am de gând să mai fac paste cu creveți sau poate orez cu creveți, să știu că i-am în congelator și să apelez la ei, și sunt foarte, foarte buni aceștia. Am încercat în mai multe combinații și nouă chiar ne plac. Mai departe am luat și niște cabanoși, niște cârnăciori din aceștia, care sunt foarte ok, foarte bun ca gust și nu sunt super, super grași, dar pe ei cred că o să-i fac ori împreună cu o fasole bătută, ori într-o tocăniță din aceea clasică de legume cu cartofi, cu siguranță știți la ce mă refer, și merg super bine împreună cu ambele rețete, iar pachetelul acesta este la 13 lei. Paul a vrut să ia pentru el și aceste chiftele de la Baroni, care teoretic sunt pentru hamburger sau, mă rog, pentru sandwich, după cum se poate observa. Mie nu-mi plac, nu știu dacă v-am mai zis, nu mi se pare ok, dar lui îi plac, așa că de aceea a luat și două, și un pachetel din acesta costă 5 lei. De asemenea, am mai luat și un piept de pui pe care cred că o să-l fac împreună cu cartofi natur și o salată sau ceva legume, nu știu, mai văd eu. Iar ca dulciuri avem zona aceasta, bineînțeles, turta dulce cu care v-am înnebunit și o să vă înnebunesc în continuare în această perioadă de decembrie. Trebuie să o încercați, dragilor, dați-i o șansă pentru că merită, este cea mai delicioasă turtă dulce pe care am mâncat-o vreodată. Nu este o turtă dulce propriu-zisă, adică nu vă așteptați la turta clasică aceea tare. Uitați-vă cât de moale este, deci cam cum o vedeți voi în poză, cam așa se face și în realitate. Efectiv, e foarte, foarte moale și are gem înăuntru, iar pe deasupra este acoperită cu ciocolată albă. Și pachetelul acesta îl găsiți la 8 lei. De asemenea, Paul și-a recumpărat napolitana care îi place lui. Este vorba despre aceasta pe care vă arăt tot timpul, de la Roger, varianta cu cocos, și o găsiți la 1 leu. Am mai luat și wafele acestea rolls cu vanilie, care sunt foarte bune și costă în jur de 4,80 lei. Am luat și ciocolată în caz de glicemie mică, bineînțeles, tot de la Shoghetta, încă v-am mai explicat eu că e foarte faină, că vine deja făcută în cubulețe și cam știu câte să iau. Am luat din nou varianta aceasta cu căpșuni, care este una dintre preferatele mele, și am zis să o încerc și pe aceasta cu brownie, cu caramel, ceva de genul. Chiar sunt curioasă să văd cum o să fie. Iar o bucată din aceasta de ciocolată o găsiți la 4 lei. Și am mai cumpărat niște bomboane din acestea Laura pentru pomul de Crăciun. Găsiți pachetelul acesta la 4,50 lei în Lidl și are 184 de grame. Deci sunt câteva bombonele aici înăuntru și sunt așa, mixte. Și pentru mine, bineînțeles, am luat din nou batoanele acestea de la Alesto în varianta cu căpșuni, care momentan îmi place foarte mult. Le găsiți la 6 lei și sunt înăuntru 5 batoane din acestea, perfecte pentru gustare sau desert și nu au zahăr în compoziție. Iar acestea sunt cumpărăturile din Auchan, într-adevăr mai puține. Bine, și am mai luat două sticle din acelea mari de apă plată, din acelea de 10 litri, doar că nu le mai ridic aici pe masă, că oricum nu are rost și sunt grele. Așadar, hai să vedem. După cum se poate observa, am luat două pungi de covriș de Buzău, aceștia clasic, care nu au sare, sunt simpli și sunt foarte, foarte buni.
Mie, sincer, îmi place să-i mănânc în această perioadă, ori împreună cu portocale, clementine, adică mi-amintește de perioada aceea de colindat, vă zic sincer, dar nu primeam atunci covrigi de Buzău, erau alții. Și îmi place foarte mult și în combinație cu ceaiul de mentă, așa că de aceea am luat două pungi, iar una costă în jur de 5 lei și 20 de bani. Am cumpărat și niște zahăr pudră din acesta morgăritar, pentru că mi-am dat seama că nu mai aveam în casă. Costă în jur de 2,80 lei și l-am luat pentru prăjituri sau biscuiți sau ce mai am eu de gând să mai fac dulce în perioada aceasta. Și o cutiuță din aceasta are 500 de grame, deci mi se pare un preț foarte ok pentru această cantitate. De asemenea am luat și mezel, iar am cumpărat salamul acesta de vară de la Caroli, din acela feliat, și a costat 10 lei, cam 10 feliuțe din câte mi-amintesc. Am luat și verdeață proaspătă pentru mâncarea pe care o să o gătim, după cum v-am spus, o legătură de mărar și una de pătrunjel. Am luat niște lămâi pentru că o să-mi trebuiască și pentru creveți și poate o să mai fac o salată, poate mai pun la ceai, așa că erau necesare, și am găsit kilogramul la 8 lei, să știți. Am mai luat și niște ceai pentru că îmi tot fac ceai cald în perioada aceasta, așa că am luat această variantă ceai cu fructe de pădure, sunt înăuntru 20 de plicuri și a costat în jur de 3 lei și 50 de bani. Iar aici avem varianta clasică cu mentă, mie îmi place foarte mult ceaiul de mentă, să știți, și pachetelul acesta costă 3 lei. Am mai luat și niște șervețele pentru cameră, iar le-am recumpărat pe acestea, care sunt foarte ok, să știți, au două straturi, sunt înăuntru 100 de bucăți și costă în jur de 4 lei și 40 de bani aproximativ pachetelul acesta. Am cumpărat și o rulă din aceasta de scotch, poate o să vi se pară amuzant, dar să știți că de obicei de la Auchan iau eu o rulă de scotch din această transparentă. Urmează să împachetez multe colete în această perioadă, așa că o să am nevoie de ea, și a costat 6 lei și ceva și are o cantitate mai mare de scotch, să zic așa, și este super, super rezistent. Și, bineînțeles, am cumpărat cartofi. Am luat sacul acesta de 5 kg ar avea de cartofi albi și am dat pe el în jur de 18 sau 19 lei, ceva de genul acesta, și o să-i folosesc pentru mai multe rețete, câțiva o să-i pun în ciorbiță, poate fac mâncărica aceea de cartofi, cartofi natură, așa că merg foarte bine. Cam acestea au fost, dragilor, și cumpărăturile, iar acum s-a făcut târziu, într-adevăr, adică este seară, așa că o să mă duc și eu să mă demachez și să mă pun în pat, bineînțeles, iar a venit Cookie peste noi, bună! Și bineînțeles că o să mă duc să le pun și lor plicuri, așa că pentru astăzi cam atât am avut de zis și de arătat, vă las cu rutina de seară și ne auzim mâine. Noapte bună! Neața, dragilor, astăzi sunt pusă pe treabă, până la această oră am făcut puțină ordine în casă și acum vreau să facem de mâncare. Și după cum v-am zis, din holul alimentar de aseară o să facem o ciorbiță de legume, așa că mă gândeam să vă arăt cu ce o prepar eu de data aceasta. O să folosesc un ardei gras din acesta roșu, ceapă, cartofi, un dovlecel din acesta mai micuț și o să-l pun pe tot, pentru că îmi place foarte mult gustul pe care îl dă la supa de legume, la ciorba de legume dovlecel.
celul în general, un morcov și o jumătate, mă gândesc eu, de pastârnac din acesta, iar ca și condimente o să pun sare, bineînțeles, foarte puțin delicat din acesta, pentru că mie, într-adevăr, mi se pare că îi dă un gust mai bun ciorbiței. O să folosesc și niște bulion din acesta de roșii, pe acesta îl am de la bunica mea, pentru că facem fiecare an. Și la final o să mai pun și puțină fidea din aceasta ca să fac supa, să fac ciorba, nu știu de ce zic supă, să fac ciorba mai densă, asta voiam să spun, că nouă cam așa ne place ciorba în general. Deci cam acestea sunt ingredientele. A, da, și verdeață proaspătă pe care n-am mai adus-o aici, dar o includem și pe aceea. Așa că haideți să ne apucăm de curățat și de tocat legumele și practic să punem totul la fiert. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow this time is it ever since July. I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself. In a cabin out in chiar dacă pe ziua de astăzi deja am gătit împreună și m-ați auzit vorbind cu voi, acum este prima dată când ne și vedem pe ziua de astăzi. După ce am terminat de gătit, am mâncat și eu, iar apoi am avut niște treabă de rezolvat, așa că de aceea nu am mai apucat să ne mai auzim. Iar acum m-am machiat un pic, m-am îmbrăcat și urmează să plecăm din casă. O să mă duc în vizită până la părinții mei, deoarece vreau să le duc stick-ul cu pozele și filmările de la nuntă, pentru că da, încă nu am apucat să fac lucrul acesta, le-am primit și eu destul de târziu, așa că acum le dăm la fiecare, iar în seara aceasta o să mergem la ei, deci practic o să fim în vizită și da, nu știu dacă o să am ceva neapărat interesant să vă filmez sau să vă arăt, pur și simplu în vizită și cred că o să ne uităm un pic prin poze și prin filmările de la nuntă, cel puțin așa mă gândesc că vor vrea să le vadă un pic. Iar legat de mâncare, de ciorba pe care am făcut-o împreună, să știți că a ieșit super, super bună. Deci, sfatul meu de fiecare dată când vreți să faceți o ciorbă de legume, dacă vreți să-i dați un gust și mai bun sau așa, un pic mai diferit, mai special, este ca pe lângă zarzavatul clasic pe care îl puneți, adică ceapă, morcov, păstârnac, ardei, nu știu, ceva de genul acesta. În general, cam aceste legume se pun la ciorbe, supe și așa mai departe. Sfatul meu este să și adăugați ori dovlecel, așa cum am făcut eu astăzi, ori fasole din aceea verde păstăi, pentru că îi dă un gust foarte, foarte bun ciorbiței, cel puțin acesta este punctul meu de vedere și lui Paul îi place foarte mult în felul acesta ciorba de legume, cu toate că v-am zis că el nu este fan ciorbe, dar din când în când trebuie să mai mâncăm și
O mâncare de felul acesta gătită cu o zeamă din aceasta plină de nutrienți, de vitamine și de toate cele, mai ales acum iarna, o ciorbiță caldă eu zic că este perfectă ca prânz, cină, ce vrei tu. Iar acum, înainte de a pleca la ai mei, haideți să deschidem împreună calendarul Advent și să vedem ce se află în aceste două zile, ziua de ieri și ziua de astăzi, așa că haideți să mergem la calendar. Și am ajuns la ziua cu numărul 8, iar de data aceasta avem chenarul acesta micuț, așa că haideți să vedem ce se află înăuntru. Oh, ce ușor s-a desfăcut de data asta! Și am avut înăuntru produsul acesta, este o cremă pentru tălpi, o cremă răcoritoare cu eucalipt și unt de shea. Pe aceasta nu cred că am încercat-o până acum, să știți. În general folosesc diferite produse din gama Fita pentru îngrijirea tălpilor și sunt mulțumită, dar strict pe ea în această variantă până acum nu am încercat-o și are și 75 de ml. Am întors calendarul și avem aici ziua cu numărul 9, care are un chenar pe alb, așa că haideți să vedem și aici ce se află. Oh, este ceva din gama Optimals. Haideți că m-am chinuit un pic să scot produsul din cutiuță pentru că era așa cam pe fix și de-abia am reușit să-i dau de cap, dar în sfârșit uitați-l aici. Deci este un ser pentru un ten care are nevoie de un plus de hidratare, deci mai degrabă pentru un ten uscat sau poate și un ten normal, mai ales în această perioadă rece de iarnă, eu zic că este binevenit. Iar produsul acesta se aplică pe tenul curat și uscat înainte de crema hidratantă și are, vă zic imediat, 30 de mililitri. Și acesta este, m-am decis să-l scot așa din cutiuță cât să-l vedeți ca să știți la care mă refer. Este foarte fain care și pompiță și acum i-am dat seama că eu în momentul de față folosesc tot așa din aceeași gamă, din aceeași variantă hidratantă, crema de noapte și îmi place foarte mult cum miroase varianta aceasta. Parcă are un miros așa proaspăt, fresh și îmi dă impresia că miroase, știți, sentimentul acela, mirosul acela, cum miroase iarba sau asfaltul după o ploaie, a curat, ceva de genul acesta, cam așa miroase această gamă, dar după ce aplici produsele pe ten, nu se mai simte mirosul, oricum este unul așa foarte subtil și, da, mie personal îmi place. Iar acum o să mă duc și eu să mă încalz, să-mi iau geanta și tot ceea ce este nevoie și o să mă duc în vizită, așa cum v-am spus. Deci o să încheiem și noi aici partea de Vlogmas în care vorbesc cu voi, dar o să vă las mai departe cu ceea ce o să fac în seara aceasta, așa că nu închideți Vlogmas-ul dacă vreți să vedeți în continuare, vă las să vizionați, dar vă spun încă de acum, mulțumesc tare, tare mult că mă urmăriți și vă mulțumesc că îmi lăsați comentarii, că apăsați pe butonul de like, că sunteți abonați, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc tare, tare mult și încă o dată, dragii mei, nu uitați de acel giveaway pe care îl avem în desfășurare în perioada aceasta de Vlogmas. Dacă vă interesează să câștigați produsele din calendarul pe care l-ați văzut mai devreme, aveți în descriere toate regulile de la acest giveaway, dacă doriți să participați, așa că vă invit să aruncați o privire acolo și să le citiți pe toate, sunt foarte simple, nu trebuie să vă bateți capul cu ele, doar bineînțeles dacă doriți să aveți șansa de a câștiga unul dintre cele două premii. Iar acum, gata cu vorbăria, am fugit, mulțumesc încă o dată pentru vizionare și rămâne să ne vedem și să ne auzim la următorul Vlogmas. Pa! Something's tugging at my sleeve, I do believe it's Christmas. It's cold outside, but I'm warm within, 'cause Christmas time is here. A merry game they play.